Războiul din Ucraina menține în ceață relațiile Republicii Moldova cu Gazprom. Vicepremierul Andrei Spânu spune că la ultimele trei scrisori expediate de către autoritățile de la Chișinău, concernul rus nu a existat niciun răspuns. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spune că scenariul optimist pentru noi este să menținem actualul contract cu Rusia, iar cea mai sumbră situație ar fi dacă Republica Moldova ar fi nevoită să procure gaze naturale de pe piața internațională. Vicepremierul Andrei Spânu spune că că, deși tarifele la gazele naturale sunt foarte mari, actualul contract cu Gazprom este cea mai avantajoasă soluție. Andrei Spână menționează că, în prezent, au loc discuții cu oficialii azeri, astfel încât să fie creată posibilitatea de a procura gaze naturale din Azerbaijan. Suntem în situația în care prețul la gaz pe timp de vară este mai mare decât a fost uneori iarna. Republica Moldova are șanse reale să cumpere gaze naturale din Azerbaijan. Avem în sfârșit diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz. Nu vreau să dau un termen, dar garantez că în următorii ani Republica Moldova va avea surse diversificate de gaz, a spus Andrei Spână în cadrul unei emisiuni. Vicepremierul spune că autoritățile se pregătesc deja pentru sezonul rece al anului, făcând stocuri de gaze naturale. O parte din volumele de gaze stocate sunt procurate din banii bugetului de stat, iar pentru restul volumelor, statul se va împrumuta de la BERT. Prin decizia Comisiei Situații Excepționale, Energocom a reușit achiziționarea a 24 de milioane de metri cub de gaz, care sunt deja în proprietatea Energocom. Volumele au fost achiziționate la prețul lunilor februarie și martie, la un preț foarte bun, a menționat Până. Pe timp de vară, aceste volume ne ajung pe o lună, pe timp de iarnă, doar pentru o săptămână. Pentru rezervele de gaz pe care le planificăm pentru luna august, suntem în discuții finale cu Bert, pentru contractarea unui credit de 300 de milioane. O parte de bani sunt pentru o cumpărături de urgență, iar alte pentru depozitare. Însă rezervele de gaz pe care le facem acum nu sunt pentru utilizare imediată, ele vor fi stocate și utilizate în perioada rece a anului, a mai spus Andrei Spânu. De la 1 iunie, consumatorii Republicii Moldova achită 18,62 lei pentru un metru cub de gaz. Vicepremierul Spânu spune că tarifele ar putea fi revizuite, doar în cazul în care prețul de achiziție a gazului va înregistra un trend descendent. Planul optimist este să menținem acest contract cu Gazprom. Scenariul pesimist este să cumpărăm de pe piață. Scenariul pesimist ar fi să se întâmple lucruri grave pe conductele de tranzit. Un alt scenariu pesimist va fi atunci când Gazprom va decide să oprească livrările de gaze spre Ucraina, Republica Moldova și alte state. La ultimele noastre trei scrisori, Gazprom nu a răspuns la niciuna, a punctat vicepremierul. Anterior, Moldova Gaz a anunțat că datoria consumatorilor final pentru gazele naturale furnizate în perioada ianuarie aprilie este de 112 milioane de lei. În acest context, Moldova Gas le cere consumatorilor să-și achită datoriile pentru a evita deconectarea de la rețeau de gaze naturale.